Aula Garabet Ibrăileanu a Colegiului Național Roman Vod a găzduit miercuri 18 mai prima manifestare legată de conferința clepsidrică Spirite Alese din Cultura Română, Eminescu, Brâncuș, Macedonski, Arghezi și Sorescu, care se va constitui într-un veritabil maraton cultural în zilele următoare, cu manifestări care se vor desfășura în întreg județul. Cap de afiș a fost profesorul universitar Florea Firan, director al editurii și Fundației Scrisul Românesc din Craiova. Conferința clepsidrică Spirite Alese din Cultura Română, Eminescu, Brâncuș, Macedonski, Arghezi, Sorescu. Invitat, conferențiat, domnul profesor universitar dr. Florea Firan, director editurii și Fundației Scrisul Românesc din Craiova. Este a doua încercare a domniei sale de a ajunge la Roman, pentru că în 2011, mi se pare, era trecut pe afișul, pe un afiș realizat tot în zilele Romanului, dar din 2011, pe afișul respectiv anunțam o conferință și totodată lansarea volumului pasnic și pereților Răstimpul de poezie. Un volum care mă leagă de Craiova și mă face jumate oltean, pentru că el apare ca volum de debut însoțit de premiul Alexandru Macedonski, prima verba, oferit în 2010 de editura și Fundația Scrisul Românesc. Invitat special al acestei conferințe a fost profesorul universitar Florea Firan, directorul editurii și Fundației Scrisul Românesc din Craiova, care a vorbit auditoriului despre marile spirite ale culturii românești publicate de una dintre cele mai prestigioase edituri. Voi încerca în comunicarea mea să fiu foarte aplicat, să vorbesc câte ceva despre fiecare personalitate și să și prezint cartea. Eu sunt foarte implicat privind aceste personalități pe ale căror opere le tot tipăresc cu o mare plăcere, indiferent de vârstă și de preocupări, de timp și așa mai departe. Vedeți titlul Spirite Alese din Cultura Română. Și nu e întâmplător când l-am ales în primul rând pe genul poeziei noastre, căruia, iată, am scos de tipar de curând această carte. Sigur că bibliografia Eminescu este foarte amplă. Dar orice carte e o contribuție. Aici, printr-o întâmplare, zic eu, fericită pentru studenți, pentru elevi, pentru profesori și pentru cititori din celelalte categorii, această carte cred că ar fi cel mai bun instrument de lucru. Un dialog cultural interesant a purtat cu invitatul poetul Lucian Strochi, omniprezent la activitățile organizate la Roman. Vreau să vă spun că am fost mândru că sunt român. Când aflându-mă la invitația unui olandez în Olanda, plătindu-mi felul ăsta subtil de mesajele, am ajuns într-un an în care se sărbătorea Hancock, cum spun ei, Hancock. E bine, era între Amsterdam și Waterloo, mare muzeu într-o pădure absolut uimitor, era un autobuz, din sfert în sfert de oră. Cam așa se face cultura. Ei bine, în acest muzeu, în care se găseau toți mari sculptori ai lumii, Brâncuș era singurul care avea o sală, așa cum l-a cunoscut istorice muzeul, Sfânt Nicolae Mare este singurul care are sala sa specială, e vorba de terzaurul de la Sfânt Nicolae Mare, comparabil cu cel de la Petros. Acesta este Brâncuș. Doctorul Dan Arvătescu, medic scriitor, a sintetizat esența prezenței la Roman a profesorului craiovean, ținând să precizeze faptul că Romanul este unul din orașele care a dat României oameni de cultură de mare valoare, dar mai ales a vorbit despre sufletul curat al țăranului moldovean. Aș vrea să îi spun domnului profesor Firan că se află într-o altă geografie spirituală aici, unde oamenii când pleacă la drum, stau și tac, se așează pe bancă și tac, care sunt greu de deschis,
țăranul moldovean este greu de citit, pentru că în general vorbește puțin, în orice caz mai puțin decât vorbesc mulțenii, și dacă reușești să dezvelești ceea ce e la exterior, găsești un suflet de o profunzime totuși cu totul deosebită. A urmat, cum era și firesc, o sesiune de autografe oferite puținului public participant la manifestare din partea profesorului craiovean Florea Firan.